Biblioteca județeană Ioniță Scipione Bădescu din Sălaj organizează în aceste zile o serie de activități care au ca scop salvarea planetei Pământ. Tema acestei săptămâni este Apă curată, Pământ sănătos. În cadrul activităților se vor realiza fotografii, desene, picturi, afișe, postere și machete folosind materiale reciclabile și nu numai. Cele mai frumoase lucrări au fost expuse la sediul bibliotecii județene și vor putea fi admirate pe toată durata săptămânii. Totodată la secția pentru copii și la sala de lectură vor fi organizate expoziții tematice prezentând documente din din colecțiile bibliotecii despre rezervațiile naturale din județ, din țară și din lume, precum și fotografii și desene ale partenerilor.